Sune a noastră cântare, un imn de adâncul zumit, să fie și cerul serbare, a ziua de mari fericit. Prin Duh înălțăm o cântare, prin Duh să-L cinstim pe Iisus, că slava și-o are. Hosana, lui Iisus, Hosana, lui Iisus, Hosana, lui Iisus, de-acum și până-n veac. Pe Iisus îl simți în natură, căci toate prin El s-au și ape, cinstiți-L voi mări și uscat, căci El a putut să adape mulțim de popor însetat. Hosana lui Iisus, Hosana lui Iisus, Hosana. Câte-i puterea s-a arată, prin câte dovezi îl cunoști, privește la cerul și iată, în toate pe El recunoști. Veniți voi mulțim de popoare, să vină toți cei păcători, căci gloria Lui este mare, iertare priviți bucuroși. Hosana lui Iisus, Hosana lui Iisus, Hosana lui Iisus, de-acum și toți ridicați-vă glasul, un cor milioane formând, simțim ce sublim viva ceasul, când toți vom fi una-n curând. Mărire lui Iisus în ceruri, mărire și slavă, și bunul, mărire și slavă în veci. Hosana lui Iisus, Hosana lui Iisus, Hosana lui Iisus, de-acum și lăudați pe Domnul, căci este frumos, că se cuvine, că se cade să lăudăm numele Lui cel Sfânt. Fie ca Dumnezeu să primească laudele noastre ca și o jertfă de mulțumire și de glorificare la adresa numelui Său și să răspundă din cerul Său preanalt prin binecuvântările Sale, prin călăuzirea Sa, de care avem nevoie în permanență. Corul bisericii va înălța cântarea El ne-a condus peste viacuri și sub conducerea Lui spirituală dorim să ne ducem mai departe trăirea noastră
în fiecare zi. Amin. După cântarea corală, verișorii Mocan vor cânta, apoi un grup de băieți, mi se spune în bilet, urmează să laude pe Domnul cântând "Eu văd mâna Tatălui". După cântarea aceasta și verișoarele Mocan, respectiv Abigail, Amelia, Adelina, Paula și Iulia vor cânta. În urmă, grupul coral bărbătesc înalță cântarea "Tu știi viitorul". Prin glasul profetului Ieremia, Dumnezeu spunea: "Căci eu știu gândurile care le am pentru voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde". Și cel care ne cunoaște viitorul și, de fapt, trăirea noastră a fiecăruia este o carte, ca o carte citită până la ultimul punct înaintea lui Dumnezeu. Viitorul nostru și al copiilor noștri să fie sub ocrotirea lui Dumnezeu, indiferent ce împrejurări vor veni peste noi și peste omenirea întreagă. Harul Sfânt să însoțească și slujba aceasta de închinare cu laude. Amin.
privesc munții înalți sau stele pe cer. Eu în mâna Tatălui nostru, în văile adânci și în apele mari. Eu văd mâna Tatălui nostru, mâna sa o văd. Yeah.
Amin. Vă invit să deschidem împreună Sfintele Scripturi la Cartea Geneza și din capitolul 49 să urmărim Cuvântul Sfânt între versetele 22 și 25. Geneza, capitolul 49, între versetele 22 și 25, păstrează scris cuvântul care spune astfel. Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izbor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Arcașii l-au ațățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov și a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta. Cu binecuvântările cerului de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările sânilor și ale pântecelui mamei. Amin. Vă invit să vă reașezați. Suntem în această seară prezenți aici și părtași lucrării pe care o dorim și mai departe, ca și până aici, pentru slava lui Dumnezeu și bucuria noastră spirituală, zidirea noastră duhovnicească. Încă o dată bun venit și pentru Thomas și pentru Ștefania. Cei mai tineri membri cu statut de aparținători ai bisericii din locul acesta. Gândul care în această seară, sub călăuzirea lui Dumnezeu, vrea să îl depănăm împreună, este acesta. Caracter contra rănilor din copilărie. Repet, caracter contra rănilor din copilărie. Apar copiii în viața familiei și manifestările lor uneori surprind, plăcut, alteori îngrijorează, pentru că sunt mici universuri, fiecare dintre ei și fiecare individ, fiecare ins, este un univers în miniatură. În univers sunt lucruri care pot să fie previzibile de către cercetători, mă rog, oamenii care studiază anumite fenomene și multe, foarte multe, imprevizibile și unele necunoscute categoric. Așa este și în viața copiilor, a copiilor noștri. Adaug, așa cum spuneam în ultima vreme, și expresia nepoților noștri. Sunt manifestări cărora le găsim oarecum explicații, altora nu le găsim explicații, ne dăm cu părerea.
Unul, dacă este liniștit și blând, zice, tata seamănă cu mine. Altul poate să fie mai zvăpăiat, mai energic, mai plin de mișcare. Și atunci găsim o explicație, bă, seamănă cu bunicul, seamănă cu nu știu cine, sau bă, nu știu cu cine seamănă ăsta. Și multe, multe lucruri se întâmplă cărora le găsim sau nu le găsim explicații. De fapt, fiecare copil se comportă exact ca el. Așa cum îi este temperamentul lui, în aceeași familie, din aceeași părinți. Unul este liniștit, visător, calm, altul este argint viu. Unul rabdă, altul încearcă să se răzbune. Unul iute și altul are două viteze. Ei se comportă exact ca ei. Și felul acesta de comportament este dictat de temperament. Temperament care are multe definiții. Totalitatea însușirilor, de ordin genetic uneori, însușiri de bază comportamentale, scurt, până și la dicționarul explicativ, spune un singur cuvânt. Fire. Fire. Și unii avem înțelegerea asta, zic, băi, asta este firea lui. Și încercăm să acționăm potrivit cu înțelegerea asta. Este firea lui, pentru că temperamentul, rețineți, nu poate să fie modificat. Nu poate să fie modificat. Înstabilite, în general, așa, nu fac multă teorie, sper. Sunt stabilite patru feluri de temperament. Și asta e. Unul este pe baza sângelui sanguinic, coleric, imediat celălalt poate să fie melancolic, unul flegmatic și așa mai departe. Fiecare, și repet, temperamentul nu poate să fie modificat. Îl duci la doctor, dar nu știu ce are, că nu stă locul, îl pui acest și îl găsești dincolo și nu vrea să facă și nu vrea să mânce și l-am amenințat și... Stai liniștit. Mers o mămică cu copilul la medic și a început să-i explice. Și concluzia, doamnă, totuși ce părere, copilul meu are o problemă. Care medicul s-a uitat la respectiva mămică și a spus, stimată doamnă, vreau să vă spun ceva. Dumneavoastră aveți o problemă. Dumneavoastră aveți o problemă că nu înțelegeți că acest copil se comportă ca el în comparație cu fratele lui care se comportă și el ca și el, dar nu ca ăsta. Trebuie să înțelegeți, să stăpâniți anumite lucruri și să educați. Adică să-i formați caracterul. Caracterul este și el la rândul un ansamblu, totalitate de însușiri și fundamentale, însușiri psihice, morale. Dacă temperamentul
nu este tributar moralei și nici conștiinței. Rețineți! Temperamentul nu derivă și nu poate să fie influențat nici de normele morale, nici de cele ale conștiinței. E firia, vorbim la modul general. Pe când caracterul, el se formează, se construiește prin educație, prin însușirea sau prin implementarea din partea părinților sau altor persoane mature, a anumitor norme morale. Și putem nu se poate spune temperament rău și temperament bun. Este numai ceea ce credem noi că e bine și rău. Dar despre caracter se poate spune caracter bun și caracter infect. Caracter nobil și caracter de nimic. Da, asta se poate. Pentru că acesta, caracterul, se formează toată viața. Cu firea, cu felul nostru de a fi temperamental, ne naștem și murim. Cu caracterul nu ne naștem. Cu caracterul ajunge să îl avem sau să nu-l avem. Să fie nobil sau să fie de doi bani. Asta este o problemă. Și în această seară am spus, repet, vreau să vorbesc despre caracter și despre ceva ce poate să influențeze sau în cadrul acelui ceva se poate dovedi ce fel de caracter s-a format sau se formează în viața unui copil, viitor adult. Funcție și de, am spus că este o parte, și de rănile din copilărie. Am citit cuvântul din Genesa, din capitolul 49, care ne vorbește despre Iosif, al 11-lea fiu al patriarhului Iacov. Este o parte din binecuvântarea pe care Iacov, patriarhul, a rostit-o pentru fiii săi, după ce și Iacov a ajuns în Egipt, unde cel socotit pierdut, despre care frații lui au dus tatălui lor vestea și un argument fabricat, o haină însângerată, haina copilului iubit al lui Iosif, haina aceea care îl distingea dintre frații săi, a dus-o și a spus, este haina fiului tău? Cred că l-a omorât o fiară. Și totuși fiul acesta, Iosif, este o poveste extraordinară, povestire extraordinară a Sfintelor Scripturii. Nu de mult am mai vorbit despre Iosif. Și aș vorbi mereu și mereu despre Iosif. Povestea aceasta mi-a legănat într-un fel copilăria, citind Scripturile. Și mai ales că are un final fericit. Dar mi-e drag să vorbesc despre Iosif. Mai cu seamă pentru că este un prototip, o prefigurare a Domnului Iisus Hristos. Întâmplări din viața lui Iosif se potrivesc exact
pe anumite întâmplări din viața Domnului Iisus Hristos. Și am citit pasajul acesta, mai puțin folosit, îl folosesc în premieră, care spunea: Iosif este vlăstarul unui pom roditor, bătrânul Iacov cu ochii slăbiți, mai cu seamă de ani de plâns, când și-a considerat copilul mort, pierdut, și a spus: mă voi întoarce cu durere în mormânt. Ani de plâns care i-au slăbit privirile, încât acum la bătrâneți, când a fost dus în Egipt, unde Iosif, fiul lui, trăia și era al doilea după faraon, când Iosif și-a adus fiii lângă bunicul lor și tatăl lui, a spus: da ăștia cine-s? Dacă n-a putut să identifice prin trăsăturile feței copiilor că sunt nepoții lui și fiii ai lui Iosif, în ceea ce privește viitorul acestui fiu al lui, el a avut o lumină clară, pentru că era lumina insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Și a spus: Iosif, după ce a rostit binecuvântări pentru băieții lui, pentru feciorii lui, pe rând a ajuns la Iosif și a spus: Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Ies dincolo de obișnuit. Imaginați-vă zidul așa, ceva gri, opac, anonim, un zid. Nu se spune de ce era zidul, dar de casă nu era, pentru că ar fi spus se înalță deasupra acoperișului de pe zid, un exemplu, ca un zid de împrejmuire, ca un zid împrejmuitor a unei pușcării, dacă vreți, gri, anos, dar dincolo de după zid se ițesc niște vlăsare, niște frunze, niște ramuri. E ceva nou, e viață. Zidul e ceva mort, făcut din lucruri moarte. Deasupra se ridică ceva care este viață. Vlăstarele unui pom roditor. Vlăstarele unui pom roditor. Un vlăstar plin de vigoare și cu roade pe el, care îndrăznind să iasă în evidență, să crească dincolo de zid, a stârnit reacții. Și arcașii, se spune în text, l-au atâțat, l-au provocat, l-au bâzâit, pe înțelesul nostru comun, au aruncat săgeți, l-au atacat, l-au rănit și l-au urmărit cu ura lor. Imaginea aceasta metaforică este extraordinară, mai cu seamă în momentul când stă scris. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au rămas tari, pentru că au fost întărite de mâinile atotputernicului lui Iacov. Slăvit să fie Domnul! Provocat, rănit, urmărit, nedându-i se gaz nici de răsuflare,
arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite. Și în imaginea aceasta eu văd un singur lucru exprimat de un singur cuvânt: caracter. Provocat, ațițat, rănit de săgeți, urmărit cu ura, el a rămas un caracter puternic. De aceea îmi place să vorbesc despre Iosif, pentru că este, am spus, repet, prototipul Domnului Iisus Hristos. Și pentru că este unul dintre cele mai proeminente și puternice caractere prezentate în Scripturile Sfinte. Un caracter puternic. Dacă aș întreba pe Cristi și pe Noemi ce vor să facă din Thomas, al 37-lea nepot, dacă aș întreba pe Sami și pe Elena ce ați vrea să faceți din Ștefania, Rut, un nume biblic frumos, mă gândesc numai la lucruri extraordinare. Ce ai vrea să faci din copilul tău? Ce ai vrea să faci din nepotul tău? Ce ai vrea să ajungă? Nu disprețuiesc niciun fel de muncă prin care se câștigă cinstit o pâine, dar nu prea am auzit, n-am auzit categoric deloc pe nimeni spunând vreau să-l fac măturător de stradă sau vreau să fac să culegătoare de peturi. Ceva acolo. Rugați-vă pentru copiii voștri. Urmăriți-le temperamentul ca să puteți să preîntâmpinați devieri. Să puteți cizela asperități. Să puteți stăpâni firea. Și indiferent ce-i veți ajuta și ce îi va ajuta Dumnezeu să ajungă în societate sau în biserică. Deasupra tuturor să aibă caracter. Să aibă caracter. Adică să poată să fie caracterizat, copiii caracterizați de ceea ce este nobil, să aprecieze valorile, să știe cum să se raporteze la semenii lor, cum să gestioneze o situație fericită și cum să acționeze când vor fi răniți. Că dacă are un caracter coleric, caracterizat prin izbucniri violente, prin spirit de răzbunare, dacă nu are un caracter puternic, va face lucruri necugetate, lucruri rele. Spuneam de fire, temperamentul egal fire, care nu poate să fie educat, dar trebuie să fie stăpânit. Și dacă din punct de vedere spiritual vrem să privim aceste două noțiuni, temperament și caracter, ar putea, mi-asum riscul să fac afirmația aceasta, ca temperamentul sau firea să fie socotită firea aceasta pământească, despre care cuvântul lui Dumnezeu spune totuși că acei care sunt al lui Hristos și fie copiii voștri și acum și mai departe ai lui Hristos și fiți voi ca și părinți ai lui Hristos și să fim noi ca și părinți și ca și bunici ai lui Hristos,
E cel care este al lui Hristos și-a răstignit firia pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Este o chestiune mai extinsă, care nu putem dezbate acum. Dar în ceea ce e omul din afară, dacă vreți. Omul din afară despre care Scriptura spune că se strică. Pe când despre caracter îmi asum responsabilitatea să spun că poate să fie socotit omul dinăuntru. Omul dinăuntru, despre care Scriptura spune că se schimbă, se înnoiește. Da? Scrie la Scriptura asta. Se înnoiește din zi în zi. Iosif, caracterul acesta puternic, îmi pare rău pentru mai puțin cunoscătorii de Scriptură, că vor avea greutăți în înțelegerea urmăririi mesajului, pentru că nu citesc toată istoria, sunt câteva capitole din Cartea Geneza cu istoria lui Iosif. Dar vreau să vorbim împreună despre Iosif. Caracterul acesta deosebit, format nu într-un climat prielnic, spunem, vreau să-l feresc pe copilul meu de cutare, de cutare, de cutare, suntem atenți la colectivitate, suntem atenți la anturaj, foarte bine, foarte bine. Pentru că anturajul influențează caracterul. Anturajul poate să susțină, să încurajeze anumite manifestări temperamentale și să-l bâzie și să zic, bă, zi tu, fii atent ce-a făcut ăla, bă, du-te tu, dă tu. Și după ce dă ăsta coleric, flegmaticul de după gard râde. Pentru că l-a băgat pe ăsta la apă. Iosif s-a format ca un caracter puternic într-un mediu ostil. Într-un mediu dominat de ură, de respingere din partea fraților lui. Frați care aveau un limbaj suburban, grobian, mizerabil, vorbeau lucruri rele. Iosif a început formarea caracterului lui, urând răul. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă zicând, urâți răul, voi cei iubiți de Domnul sau care îl iubiți pe Dumnezeu. Iosif răspunde urii cu iubire. Chiar dacă tatăl lui i-a cerut un lucru nu ușor, un copilandru acolo să se ducă prin pustiu, expunându-se pericolelor, căutându-și frații și ducându-le merinde, că ei pășteau oile. O paranteză lămuritoare pentru o afirmație de duminica trecută, făcută de către fratele Daniel Pater. Care ați fost aici? Ați auzit că un copil dintr-o familie implicată în misiunea din Namibia s-a pierdut în junglă. A fost găsit după două zile la distanță de 176 de kilometri în junglă. Și după ce a fost găsit, fără speranțe de a fi găsit, după două nopți de căutare și două zile. Și cineva i-a spus mamei sale, știți cine este mama acestui copil? Cei care ați fost mai demult în biserică pe Țibleș, vă mai amintiți pe Doris? Îl mai amintiți pe Dinu, ofițerul de armată, familia Lăcătuș, Dinu și Doris, copilul lor de 10 ani, s-a pierdut în junglă din cauza ecoului.
când a fost plecată mai departe de bază și când a fost chemarea la masă, ecoul a jucat feste. Pentru că a strigat de aici și ecoul a răspuns din partea cealaltă. Și copilul derutat a luat-o pe direcția de unde a auzit ecoul. Și spunea apoi, am văzut elefanții ăia mari. Și am văzut leul oprindu-se în fața mea. Și copilul de 10 ani s-a rugat și leul a plecat. Au venit câinii sălbatici să-l atace și să-l sfâșie și a scăpat urcându-se într-un copac, fără apă, fără mâncare. N-aveau nicio speranță când totuși, prin îndurarea lui Dumnezeu, l-au găsit. Lui Doris i s-a spus, primește-l ca înviat din morți. Iosif se duce prin pustiu să-și caute frații, căci răspunde cu supunere la porunca tatălui său, care chiar dacă îl iubea și i-a făcut o haină mai aleasă, dar când a fost vorba de descoperirile dumnezeiești, de visele pe care le-a avut Iosif, a spus, bă, hai cu mine, dar nu o să crezi că eu și cu mama ta și cu frații tăi o să ne închinăm înaintea ta, că tu ai visat, că luna, soarele și 11 stele se închinau înaintea ta, vezi de treaba ta, copile, și temperamentul probabil că l-ar fi îndemnat pe Iosif să își caute altă preocupare când l-a trimis tatăsu, mai ales că îl trimitea la frații lui care n-aveau niciodată timp să-și pună vreun cuvânt bun, dar se supune pentru că iubește și asta înseamnă caracter. Pentru că rabdă, pentru că nu se răzbună când ar fi putut să aibă toate la îndemână să se răzbune frații lui, care s-au purtat mizerabil cu el. Frații lui au dat dovadă de temperament. Când l-au văzut că vine de departe, a zis, ia, uite acolo, vine făuritorul de vise, hai să punem mâna pe el, îl omorâm și să vedem ce iese din visele lui. Intervenția unuia dintre frații mai mari l-a salvat de la moarte atunci pe Iosif, dar l-au dezbrăcat de haina aceea domnească, l-au aruncat într-o groapă, nemâncat, însetat, și apoi ei s-au apucat să mănânce din merindele ce el le-a adus, copilul le-a adus. Și când au trecut niște izmaeliți pe acolo, o caravană venind din Egipt, l-au scos și au spus, hai să nu ne mânjim mâinile cu sângele lui, îl vindem și câștigăm ceva. Și l-au vândut și apoi și-au înșelat tatăl, așa cum am spus, cu haina aceea mânjită în sânge. De orice au dat dovadă frații lui din punct de vedere temperamental, în afară de trăsături nobile de caracter, asta n-aveau. Iosif a adunat în sufletul lui răni de copil și dacă se vorbește despre memoria copiilor și pentru că ne aducem aminte poate în anumite momente de ce am mâncat într-o zi de sărbătoare cândva acasă, când eram copii, stăm să ne gândim ce am mâncat azi dimineață sau dacă am mâncat azi dimineață, acum. Probabil că nu vi se întâmplă mie des. Bă, dar mi-au luat medicamentele azi dimineață. Și mă feresc că uneori, cu gândul cine știe pe unde, am luat două medicamente în același timp, pentru că am uitat că l-am mai luat pe celălalt înainte. Da, nu a fost pericol, dacă sunt în caci. Copilăria este perioada cea mai sensibilă din viața noastră și adunăm în memoria noastră lucruri care ne urmăresc viața întreagă. Mulți ar vrea să se întoarcă înapoi în copilărie.
la momente și la imagini idilice. Dar dacă lucrurile acestea se adună în memorie, vreau să vă spun, și rănile care se produc în copilărie rămân acolo și uneori ne urmăresc toată viața și ne afectează comportamentul sau trăirile noastre toată viața. Eu păstrez o imagine din copilărie. Când mi s-a promis ceva și când să se împlinească și n-am dormit într-o noapte de sâmbătă spre duminică, pentru că mi s-a promis de surorile cele mari, pe care le-am iubit și le iubesc, care au mai rămas în viață. N-am putut să dorm de emoții, că mâine dimineață mă duc și pe mine pentru prima dată la biserică. Și m-am îngrijit să-mi fie pantalonașii la îndemână și cămășuța simplă, spălată de mâinile mamei și călcată cu ticlazău, știți ce e ăla? Fierul de călcat acela în care puneai cărbuni aprinși. Și dimineața când m-am trezit, a spus, astăzi nu te ducem. De ce? Nu te ducem. Îi și cam târziu trebuia să venim din vârful satului Codor până aici la strada Uzinei, vis-a-vis de 12 km și ceva. Nu știu. Nu vreau să intru la suspiciuni că le-ar fi fost rușine cu mine. Nu vreau să mă duc, nu vreau să mă cobor până acolo. Dar știu că împrejurarea aceea a rămas în inima mea ca o rană. Și nu o spun acum aici ca o răzbunare. Nu, că s-a cicatrizat. Dar când răscolesc trecutul, dau de cicatricea aceea, o rană din copilărie. Orfan de mamă era Iosif. Pentru că mama lui a murit când l-a născut pe fratele lui, mai mic, pe Beniamin. Avea mamă vitregă, dar nu avea pe mama lui. Neînțeles de frați și neînțeles chiar de tatăl lui, am explicat scurt cu privire la vis. Suspectat de imaginație exagerată, tu făurești vise, trăiești cu capul în nori, ți le faci tu că vrei să te dai mare, că znopii noștri se închinau înaintea nopului tău, că luna, soarele și 11 stele se închinau înaintea ta. Astea sunt fantasmagorii, bă, băiete, bagă-ți mințele în cap, jignit, nedreptățit, agresat fizic, vândut în copilărie. Și toate astea au rămas aici, ca răni în copilărie. De unele răni ne vindecăm. De unele ne vindecăm repede, de altele ne vindecăm mai greu și de altele nu ne vindecăm niciodată. Rănile sufletești, rănile acelea lăuntrice, dor cumplit în orice perioadă a vieții, dar mai cu seamă în copilărie, cât e perioada cea mai sensibilă a existenței. Și aș vrea să învățăm ceva practic. Atenție la promisiunile făcute și neonorate copiilor. Că neonorarea promisiunilor acestea lasă răni
în sufletul copilului. Păzește-te, nu promite dacă nu poți face. Caută o altă modalitate de a-l determina să acționeze pozitiv, să învețe, să aibă rezultate. Dacă nu, ai siguranța că te poți ține de cuvânt. Jigniri, glume pe care cineva își permite să le facă cu privire la un copil și mai cu seamă, dacă se fac glumele acestea legate de vreo stare a trupului, știu eu, mai știu ce, stă părul, nu știu cum, dar din facere este așa, nu că l-a aranjat el cu gel și cu ventilator. Ceva. Sunt glume care le facem pe seama copiilor sau ăstora, ci că să creăm atmosferă. Atenție! Atenție ce se face! Dacă cumva are vreo meteană trupească, nici la al tău și nici la al altuia, permite să faci referiri care să rănească. Nu-ți permite lucrul acesta. Nedreptățile care pot să fie făcute, abuzurile de o natură sau alta, afirmații de natură, nu iasă nimic în tine, vai de capul tău, nimic nu se va alege de tine. Sunt modalități de rănire lăuntrică. Certurile dintre părinți rănesc copiii. Divorțurile sunt dezastre în viața copiilor. Dezastre. N-ați auzit pe unii? Vlășgan de-a binelea. A fost unul duminica trecută, parcă pe aici, și avea la 20 de ani. Dar care se motiva că întinde mâna și cere, pentru că zice, eu am fost la casa copilului. Și răni, răni aici, răni în suflet adânc. Și Iosif a avut parte de rănile acestea, dar caracterul lui, arcul lui a rămas tare, mâinile lui au fost întărite de atotputernicul lui Iacov, Dumnezeul cel adevărat. Slăvit să fie numele Lui. Caracterul acesta deosebit domină în situații și în momente critice. Și am spus deja, e numer în fugă. Ascultă de tatăl său, chiar dacă acesta n-a crezut în revelație divină. Slujește la niște frați care îl pun în situația de limitare chiar. Îl urăz, nu-i spun nicio vorbă bună, la țâță îl provocă, aruncă săgeți. Îl urăsc și îl urmăresc cu ura lor și îl pun chiar în pericol fizic. Slujește unor tovarăși ajuns în temniță, scrie la Scriptură. Slujește unui stăpân despotic, care, Potifar în speță, mai marele gărzilor lui Faraon, n-a mai cercetat împrejurarea când robul evreu a fost învinuit. Dacă e drept sau dacă nu e drept, dacă sunt probe plauzibile sau așa ceva, dintr-o dată sentința, pușcărie, fără nicio șansă de scăpare acolo. Și totuși el i-a slujit.
slujește tovarășilor lui în temniță, chiar dacă aceștia se vor dovedi a fi nepăsători, că ei promit, când ajungem după visul care îl tălmăcește paharnicului că va fi iarăși pus în slujbă și se întâmplă lucrul acesta, zice, pune o vorbă bună acolo la împăratul, la faraon, că și eu sunt nevinovat aici. O fac, a uitat, 2 ani de zile, nu și-a adus aminte. Și totuși Iosif rămâne un caracter puternic. Nu spune, Doamne, dar de ce pe nedrept aruncat în temniță când eu mă tem de tine? Doamne, dar de ce? De ce să mai fac cuiva bine? Nu, mă închid în mine și nu le mai fac nimic. Administratorul pușcăriei nu mai avea nicio treabă, că Iosif făcea de toate acolo. Doamne, ce să mai cred când iată că stau și putrezesc aici în pușcărie? Nu? Arcașii l-au provocat, l-au atâțat. Au aruncat săgeți, l-au rănit, l-au urmărit cu ura lor, dar caracterul lui a rămas puternic. Caracterul lui a fost un caracter nobil. Când ajunge mare și dacă vrei să vezi exact cam care este natura, caracterul cuiva, dă-i putere, dă-i bani și câteva alte lucruri pe care nu le enumeri și vezi cum se comportă acolo. Ajunge mare, leapă de hainele de pușcăriaș, dar nu se dezbracă de caracter. E mare și nu se răspundă nici spre infamia nevestei lui Potifar. Și nu se răzbună nici pe Potifar, chiar dacă era comandantul gărzilor faraonului, ca și poziția pe care o avea, cum am spune noi, prim-ministru, oameni buni. Prim-ministru, nu păpuș. Numai faraon era mai presus decât el. Putea să-l execute scurt pe Potifar. Scurt! Ar fi putut o vorbă și imediat călăii i-ar fi pus capișonul negru în cap și era spânzurătoarea pentru Potifar. Cu îndreptățire, abuz în serviciu. Fără aluzie. Ajuns mare, el se păstrează același, curat. Ajuns mare, el nu-și uită frații înspre bine, nu-și uită tatăl și nu-și uită țara. Și-a ajuns mare. Astea sunt trăsături de caracter. Și-și vindecă rănile copilăriei față de frații săi prin iertare. Arcașii l-au atâțat, l-au rănit, l-au urmărit, pentru că s-a ridicat deasupra zidului, pentru că a ieșit din comunul acela infect. Dar mâinile lui, arcul lui, caracterul lui a rămas tare pentru că a fost întărit de atotputernicul lui Iacov. Dezbrăcat de haină, dar nu dezbrăcat de caracter. Se poate ca cineva să-ți ia haina, dar să nu-ți ia caracterul. După temperament, îți vine să-i faci nu știu ce, că ți-a luat haina. După temperament, după caracter, zice altceva. Dacă cineva îți ia haina, lasă-i și cămașa.
După temperament îți vine să stai la ușă sau la poarta cetății ca Absalom altădată. După caracter rămâi smerit știind că Dumnezeu îți va apăra cauza. Aruncat în groapă, dar nu lipsit de caracter. Voi enumera câteva aspecte din acestea în antiteză, dacă pot să spun așa, nu știu dacă e 100% corectă expresia și aplicabilă în cazul acesta, dar în opoziție. I se scoate haina care era dreptul lui și era darul lui. Dar așa cum am spus, repet, nu a putut să fie dezbrăcat de caracter. Își mai pierde încă o dată o altă haină atunci când soția lui Potifar, vrând să-l târască spre păcat, îl prinde de haină să-l țină în păcat. Renunță la haina aceea ca să nu-și păteze caracterul. Vândut ca rob, dintr-un om liber, un rob, rămâne același om de caracter. Muncește ca un rob, dar caracterul îl determină să-l muncească cinstit, învinuit și condamnat pe nedrept. Nu abdică la caracter. Uitat în pușcărie, rămâne omul de caracter. Scos din pușcărie, dezbrăcat de hainele pușcăria, scrie la Scriptură, când l-au scos afară, s-a ras și a schimbat hainele și a luat haine potrivite și s-a dus înaintea lui Faraon. S-a dezbrăcat de hainele de pușcăriaș, dar a rămas în caracterul lui nobil, care n-a fost afectat nici acolo în tenebrele pușcăriei. Am spus deja, ajunge mare. La discreție erau toate lucrurile din Egipt. Rămâne curat, rămâne om de caracter, se căsătorește cu o singură femeie și are familie, pentru că are caracter. Are posibilitatea la un moment dat când devin frații să se răzbune pe toate ranele ce aceștia i le-au făcut în copilărie. Acum era un bărbat puternic, influent, are inel în deget, inel împărătesc cu sigiliu lui Faraon. Are o haină din lucruri scumpe, are lanț de aur și are tot Egiptul la picioarele lui. Și toate acestea nu le ia decât simple obiecte de uz imediat, fără să-i afecteze caracterul. Și vin frații și mint în fața lui, necunoscându-l. A mai avut încă un frate, da? L-a mâncat o fiară. Un temperament coleric ar fi putut determina atunci să spună: gărzi, scurtați-i! Și în ultimul moment să le spună: Ios ăla, mă, despre care voi spuneți că a fost mâncat. Dar nu, pentru că avea caracter. Le face bine, le dă merinde, le dă banii înapoi, le dă grâu să-și salveze familie și face lucrul acesta odată și face de două ori. Și se poate răzbuna și nu o face. De ce? Pentru că rănile copilăriei nu au fost vindecate în el de către consilierii lui Faraon și nici apelând la cine știe ce magii sau alte lucruri care erau la ordinea zilei pe vremea aceea, ci rănile copilăriei le-a vindecat prin iertare, pentru că avea
caracter. Și toate acestea au fost posibile și altele. Mă uit la ceas. Au fost niște minute pe care am încercat să le acopăr și îmi pare rău că le-am acoperit. Că nu mi-au ajuns acum, dar închei. Toate acestea au fost posibile, nu pentru că a avut el, nu știu ce fel de temperament a avut, că a fost melancolic, visător, poetic sau flegmatic, nepunând la inimă, mă îndoiesc. Mă îndoiesc. Dar știu că a putut să rămână om de caracter, că i-a rămas arcul, simbolul puterii, neslăbit, întărit, că mâinile i-au rămas întărite de atotputernicul lui Iacov. Sub binecuvântarea aceasta să rămână Thomas și Ștefania. Atotputernicul lui Iacov, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Iosif, Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, să vă binecuvinteze pe voi și casele voastre și să rămână Dumnezeul nostru și al copiilor noștri și al copiilor copiilor noștri din generație în generație în Hristos Domnul. Amin. Împreună cu fratele Daniel Oros vom trece la oficierea actului binecuvântării copilașilor, adică a îndeplinirii a ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Noi nu facem altceva decât după cuvânt să punem numele Domnului peste ei și să ne rugăm. Și cel care dă binecuvântare, cel care întărește, cel care păstrează, este puternicul lui Iacov, Dumnezeul nostru, binecuvântat fie în veci. Amin. Vă invit să vă ridicați. Folosim cuvântul Domnului din Cartea Numeri, din capitolul 6, de la versetul 22, alăturăm paragrafelor binecuvântării numele copilului și când îl vom auzi, să spunem cu toți, cu dragoste, amin, așa să fie, așa să facă Domnul. Toți putem spune lucrul acesta. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Thomas Victor, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Thomas Victor, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Thomas Victor, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a spus Domnul. Amin. Familia Rus a dus înaintea Domnului pe fetița lor, Ștefania Rus, zica Domnul să o binecuvinteze. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le,
Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Ștefania Rus. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Ștefania Rus. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ștefania Rus. Astfel să puneți numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin, amin. Păstrăm momente de rugăciune și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, rostind de o rugăciune scurtă pentru copilașii care sunt aduși înaintea Domnului. Domnule, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumesc că încă o dată ne-ai binecuvântat. Slavă Ție, Doamne! Că aceste două familii să fie înaintea Ta, Doamne, familia Todian și familia Rus. Îți mulțumesc că i-ai binecuvântat cu copii. Da, Doamne. Îți mulțumesc că i-ai binecuvântat cu sănătate. Amin. Și au putut să vină în casa Ta. Fie numele Tău înălțat, Doamne. Amin. Te rog în mod deosebit să-l binecuvintezi pe Tomas. Amin. Fie numele Tău peste el, o Doamne, și să-l ocrotezi, să-l păzești. O, Doamne, știm că în lumea aceasta sunt atâtea ispite și încercări, dar în mâna Ta este biruință. Amin. De aceea te rog, ocrotirea Ta să fie peste ființa lui, să-i dai sănătate, să-i dai o bucată de pâine în lumea aceasta, să-l faci un om tare de caracter, o, Doamne, ajută, să Te slujească pe Tine, fă-l un slujitor în casa Ta. Amin. Un om care să poarte numele Tău, un om care să slăvească numele Tău, fie binecuvântarea Ta peste întreaga familie și numele Tău să fie slăvit, o, Doamne. Te rog să binecuvintezi și familia Rus. Au venit înaintea Ta cu fetița Rut. Doamne, te rog să o binecuvintezi. Amin. O, Doamne Dumnezeule, ocrotește-o, păzește-o și în mod aparte, Doamne, dă-i sănătate în trupul ei. Fă ca ființa ei să fie încrezătoare în Tine când va crește mare, să fie un exemplu pentru biserica aceasta, Amin. Doamne. Fie ca binecuvântarea Ta să fie în cele mici și în cele mari. Amin. În tot ceea ce Tu vei rândui în viața aceasta, să fie ocrotită de mâna Ta, Doamne. Binecuvintează-i întreaga familie și cu toții, Doamne, îți mulțumim pentru binecuvântările Tale de acum și până în veci. Amin. Preasfinte Tată și Dumnezeu Atotputernic, ne închinăm înaintea Ta în momentele acestea când două mame tinere îți țin o drază la fiecare în brațe. În două familii au venit înaintea Ta, familia Todean, familia Rus, Doamne, și așteaptă binecuvântarea Ta. Tu, Doamne, ești în cerul Tău cel veșnic și Tu dai daruri bune oamenilor. De aceea continuăm să Te rugăm, Doamne, binecuvântă copiii aceștia. Amin. Binecuvântă pe Ștefania Rut. Binecuvântă pe Thomas Victor. Amin. Binecuvântă Tu, Doamne, ființele lor. Binecuvântă-i Tu, Doamne, în felul în care se manifestă. Doamne, Te rog, păstrează îndurarea Ta peste Amin. Ei. Te rog, o, Doamne, copiilor acestora, să le dai un trup sănătos mai departe. Amin. Să îndepărtezi orice pericol a unei boli groaznice, Doamne. Te rog să-i binecuvintezi și în momentele când vor avea, Doamne, neputințe inerente copilăriei. Doamne, calmează Tu durerile în trupul lor, Amin. Pe care nici măcar nu le vor putea spune și nu știu să ceară ajutor explicit decât vor plânge. Te rog, o, Doamne, din cerul Tău preanalt, Tu care i-ai țesut în chip tainic, ca în adâncimile pământului, știi ce-i doare! Știi ce-i tulbură, știi ce-i le creează disconfort, îndepărtează cauza Amin. Și dă liniște, Doamne. Amin, amin, amin. Te rog să-i binecuvintezi ziua și noaptea, să-i binecuvintezi, Doamne, în fiecare anotimp, să-i binecuvintezi în fiecare loc și când alergarea lor se va sfârși pe pământul acesta, în urma unei trăiri frumoase Doamne, și sfinte, primește-i în împărăția Amin, Ta. Amin, amin, amin. Te rog, o, Doamne, să le binecuvintezi pâinea și apa, Doamne. Să binecuvintezi aerul și binecuvântă-i, Doamne, cu un caracter nobil, Amin. Care să fie format, Doamne, prin cuvântul Tău, Doamne. Sub urmărirea atentă a părinților lor credincioși, în învățătură sfântă și într-un exemplu demn de urmat. Te rog, o, Doamne,
binecuvântă-i să se poată ridica peste zid. Doamne, să iasă, Doamne, din anonimat, să iasă din comunul gri și să fie înălțați, Doamne, dar păziți de Tine, amin, că vor fi urmăriți, Doamne, de ura oamenilor, vor fi urmăriți de ura vrăjmașilor, vor fi urmăriți de invidia prietenilor, vor fi urmăriți de duhurile rele. Păzește-i și ține-i tari, amin, a totputernicului Iacov. Binecuvântă părinții și, amin, poartele și lor de grijă. Amin. Dă sănătate mamelor, amin, și dă putere de educare, de creștere, supravegherea copiilor. Amin, amin, amin. Binecuvântă, te rog, Doamne, tații și dă-le putere de muncă, amin, și dă-le putere să prezinte un model de trăire, Doamne, după voia Ta. Poartă de grijă familiei întregi. Amin. Te rog, Doamne, să binecuvintezi pe Aron, să binecuvintezi pe Demi, să binecuvintezi pe Liz, să binecuvintezi pe Aron din familia Todian și alături de Ștefania Ru din familia Rus, să binecuvintezi pe Sara Aida. Amin. Doamne, să fie binecuvântați bunicii, amin, să fie binecuvântate rudenile, amin, să fie binecuvântat poporul Tău, amin, amin, să fie binecuvântat slujitorii poporului, amin, acesta, amin, amin, să fie binecuvântate familiile din biserica aceasta, să fie binecuvântați cei singuri, să fie binecuvântate văduvele, să fie binecuvântați văduvii, să fie binecuvântat poporul Tău, amin, pentru timp și pentru veșnicie. În numele Domnului nostru Iisus Hristos Te-am rugat și Îți mulțumim. Amin. Haideți să încheiem slujba din această seară, rugăciune de mulțumire, și fratele Sami să înalțe această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Preasfinte Tată din ceruri, venim înaintea Ta cu mulțumire pentru această seară minunată, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu Ți-ai pus cuvântul Tău peste copilașii noștri, Doamne. Îți mulțumim pentru că noi credem că aceasta este cea mai mare binecuvântare pe care am găsit-o în Scriptură, Doamne. Te rugăm ca Tu să-i binecuvintezi mai departe, Doamne, să le porți Tu de grijă, Doamne, de tot ceea ce au nevoie, Doamne. Îți mulțumim pentru această slujbă minunată, Doamne. Te rugăm să rămâi cu noi la despărțire din locul acesta. Îți mulțumim și Te slăvim pentru toate. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați pentru câteva clipe.